Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi o să mergem la cel mai tare match, sper, din Conference League, Steaua vs Anderlecht pe Arena Națională. Și în afară de asta mai vom face un challenge. Vom sta prima oară primele 45 de minute pe cel mai de sus loc din peluză, cel mai de sus unde se vede tot orașul, unde se vede tot meciul. Și a doua repriză vom sta, bineînțeles, la peluză, la galerie, unde o să cânte toată lumea, unde o să fie toată lumea fericită, o să ridice steaguri. Și sper să apreciați ceea ce o să fac. Dacă n-ați făcut-o deja, dați un like, abonați-vă, pentru că m-ar ajuta foarte, foarte mult. Și să vă lăsați opinia în comentarii, pentru că eu o să vă răspund. Hai să dăm și un pronostic pentru meciul acesta. Eu zic că o să fie 1-0 pentru Steaua, sau măcar să facă un egal, un 1-1, ceva de genul. Oricum, chiar dacă ia și un punct, chiar dacă ia 3, tot e bine, până la urmă punctul e punct și trebuie să ne bucurăm. Așadar, fără să mai lungim, hai să ne ducem direct la meci. Pa, pa! Și fularul. Haideți la meci. Xavi, assistència de Xavi, més cap a la dreta per a Messi, 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 i menys Messi, encara 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 Messi. Ale, ale, Steaua București, ale!
tocmai ce ne-am întors acasă și sper că ați văzut că Daua a fost la penalti acolo, pur și simplu trebuia să fie penalti, cum l-a tras pe Daua de cap portarul. Deci eu chiar nu mai înțeleg nimic, trebuia să fie penalti clar, chiar roșu, pe bune, zic. A fost 0-0 scorul, ca să ne înțelegem. A fost 0-0, dar putea să fie 1-1 măcar. 1-1 pentru Steaua era perfect și m-am avut ocazii. Recunosc, Anderlecht parcă a dominat puțin jocul, dar să fim sinceri, pentru echipa românească a fost meci chiar foarte bun. În afară de faza cu Daua, unde chiar trebuia să fie penalti, nu mai văd alte probleme. Mi-a plăcut overall, galeria a fost frumoasă. Eu mai mult am venit sincer pentru galerie decât pentru meci și chiar dacă aveam speranțe că mă câștigam, totuși a fost cea mai frumoasă galerie. Galeria FCSB, în opinia mea, mi se pare cea mai frumoasă galerie pe Luza Nord Steaua. Și fără să o mai lungim, sper că v-a plăcut videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, subscribe, ceva mai zis. Și până pe data viitoare, pa, pa!